Dragele mele gospodine, bună ziua și bine v-am găsit sănătoase din nou. Dragele mele, astăzi am să vă zic cum pregătesc eu zarzavatul pentru iarnă. Vedeți că are o consistență foarte plăcută. Îți vine să-l mănânci cu pâine. Așa îți vine să-l mănânci. Eu de obicei pregătesc mai mult zarzavat, în jur de 500 de kilograme. Aici cred că am 200 aproape de kilograme. În se care le-am pregătit acum, vedeți că sunt oale foarte mari și e zarzavat crud și este foarte gustos pentru ciorbe. Pentru felul 2 pregătesc un zarzavat fiert. Deci aproape cu aceleași legume, dar fiert. Vedeți? Arată foarte, foarte bine. Un colorit viu și plăcut și foarte gustos. Deci ce am pus în această compoziție? Dragii mele, am pus, după cum vedeți, morcov, păstărnac, Păstărnacul îi dă o dulceață foarte, are un gust deosebit cu păstărnacul, deci are un gust dulceag, la ciorbe în special este o minunăție. Roșii, roșii tăiate cu bulețe, ardei roșu, selină, pătrunjel și cam atât. Deci am pus aceste legume. Le-am tăiat toate cu bulețe, depinde, morcov vedeți că l-am dat pe răzătoare ca să aibă o, o, și o formă frumoasă când îl pui în ciorbică și am pus sare peste ele, un pic mai mult decât trebuie, după gustul vostru. Deci faceți exact, pune sare grunjoasă, bineînțeles că aia ține pentru sezonul de iarnă, dar să fie un pic mai sărățel decât gustul vostru care îl folosiți la mâncare. Pentru că așa se menține foarte bine, deci nu mai trebuie conservați, nu mai trebuie absolut nimic. Puse în borcane sau în bidoane, dacă în recipiente mai mari, dacă este cantitatea mai mare, dată la răcoare, în beci și ține pe perioada de iarnă foarte, foarte bine. Iar ciorbele ies foarte gustoase, deoarece toate aceste legume se însiropează una cu cealaltă, își lasă fiecare dintre ele aroma, parfumul și uh, amestecându-se bine, dă un gust foarte bin, bun la, uh, la mâncăruri. În special v-am zis la ciorbe, puteți să-l folosiți și la felul 2, pentru că dacă îl dați la răcoare, el nu se acrește, deci rămâne tot așa dulceac și puteți să-l folosiți la orice tip de mâncare, la orice tip de preparat. Vedeți, am pus, ca să aibă și coloritul frumos, am pus și, și țelină rădăcină, dar și țelină frunze, pentru că au acest colorit frumos, să se să arate bine în ciorbică. Ele se poate folosi chiar și în acest moment, dar cu cât sunt lăsate mai mult timp, cu atât sunt mai gustoase. Deci mult mai plăcute, mult mai gustoase. Vedeți? Deci asta este zarzăbatul pentru iarnă. Le amestecați, le tăiați bine, le spălați, bineînțeles, foarte bine, spălate bine, tăiate în diverse forme. Vedeți, eu morc o volanda pe să aibă altă formă. Roșiile le-am tăiat cu bulețe, ardeiul roșu iar cu bulețe. Dacă nu aveți suficiente roșii, o parte din ardei îl dați la robot și își lase această zeamă pentru că trebuie să aibă neapărat acest suc. Dacă nu au acest suc, nu se conservă bine. Și în momentul în care roșiile uh, sunt mai puține, ca și cantitate, uh, Dați câteva roboate de ardei roșu și-și lase această minunată zeamă. Acum vă pup, vă las și vă doresc o zi binecuvântată. pupiș cu scripici!